Schimbarea în viață este un lucru atât de neplăcut încât firea noastră respinge chiar ideea și în momentul când suntem solicitați să ne schimbăm sau când suntem confruntați cu necesitatea absolută a schimbării, ne simțim neiubiți. Aș vrea să dau citire cuvintelor lui Max Lucado. Dumnezeu te iubește așa cum ești, dar te iubește prea mult ca să te lase așa cum ești. Adică intervine transformarea, intervine schimbarea. Atunci când Dumnezeu lucrează schimbarea aceasta în viața ta, să nu te simți neiubit, să te simți favorizat. Aceasta este o formă de manifestare a harului lui Dumnezeu. Și transformarea și schimbarea vieții noastre este un lucru care nu încetează niciodată. Pe noul pământ nu vom fi niște ființe fixe, ci ne vom transforma continuu prin contemplarea eternelor valori care sunt în Dumnezeu. Iarăși și iarăși o să vedem astăzi ce n-am văzut ieri și iarăși și iarăși o să vedem mâine ce nu vedem astăzi. Fie ca aceasta să ne fie experiența noastră în fiecare zi și să privim cu mare bucurie ocaziile pe care Dumnezeu ni le dă pentru schimbare și transformare.